Plângerile legate de plata taxei de drum au aglomerat simțitorii instanțele în ultimii trei ani. Judecătorii primeau zilnic sute de plângeri din partea șoferilor, nemulțumiți că sunt obligați să plătească atât drovinieta cât și o taxă de despăgubire. Buzăul se număra printre județele cu numărul cel mai mare de plângeri, numai anul acesta fiind înregistrate la judecătorie aproape 12.000. Totul din cauza camerelor montate la ieșirea din orașul Buzău, la capătul podului Mărăcineni, mulți dintre reclamanți fiind din rândul localnicilor de pe Valea Zrănicului. Ei practic sunt nevoiți să plătească rovinieta ca pe o taxă de traversare a podului, în rest traseul lor fiind pe un drum județean sau municipal, excluse birului rutier. O nouă reglementare care a intrat în vigoare anul acesta prevede că șoferii care circulă fără rovinietă să fie amendați, dar să nu mai plătească și tariful de despăgubire. Totodată, noua lege stabilește că procesele verbale de constatare a contravenției pentru șoferii prinși fără rovinietă trebuie aduse la cunoștința acestora în cel mult 30 de zile, timp în care conducătorii auto nu mai pot fi sancționați pentru aceeași faptă. Modificările au condus și la scăderea numărului de dosare de pe rolul judecătoriei Buzău. Dacă până la intrarea în vigoare a legii care a modificat ordonanța de urgență, pe rolul judecătoriei se înregistra pe zi un număr cuprins între 170 și 200 de plângeri, în prezent, pe rolul judecătoriei se înregistrează un număr de 10 până la 20 de plângeri. În concluzie, numărul acestora a scăzut semnificativ. Numărul plângerilor legate de plata rovinietei era atât de mare încât procesele aveau primul termen abia în 2014. De la 1 septembrie va intra în vigoare noul cod de procedură civilă, care va schimba modul de repartizare a plângerilor, stabilind ca prim termen de judecată 60 de zile. În condițiile în care nu va mai fi acordat ca prim termen de judecată în 2014, volumul de activitate al judecătoriei ar fi fost de-a dreptul bulversat dacă continua înregistrarea unui număr mare de plângeri pe rolul instanței. De ce? După noua procedură, termenul de judecată poate fi stabilit la cel mult 60 de zile de la data introducerii plângerii. Astfel că noile cereri introduse pe noul cod de procedură civilă s-ar fi suprapus cu cererile deja înregistrate și care aveau ca prim termen de judecată până în 2014. În prezent, amenda pentru neplata rovinietei este cuprinsă între 250 și 500 de lei.